Proiectantul și constructorul drumului expres Craiova-Pitești sunt chemați mâine la sediul Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere să stabilească graficul lucrărilor care vor fi derulate în acest an. Pentru tronsonul din Olt, proiectarea ar trebui să se termine cel târziu la finalul acestui an, după care să fie deschis șantierul. Așteptăm, cum este firesc, ca anul acesta să intre în faza de proiectare și după ce vor finaliza faza de proiectare anul acesta și ne vor trimite proiectul la avizat și va fi avizat, așteptăm tot conform contractului să intre în faza de execuție și să respecte graficul de execuție. Reprezentanții instituției se angajează să facă la timp exproprierile astfel încât până la finalul anului terenurile să fie eliberate, iar construcția șoselei să poată să înceapă fără impedimente. În paralel se demarează exproprierile. Știm exact sau știm care este coridorul. Am declanșat deja procedura de expropriere, am și notificat primăriile, deci în paralel se va desfășura și faza de expropriere. La Piatra Olt, de exemplu, reprezentanții primăriei au confirmat că au primit un document în acest sens și au demarat procedurile de identificare a proprietarilor. Avem o adresă oficială transmisă de CNAIS, care ne se solicită o listă cu proprietarii de pe culoarul de expropriere. Noi am contactat și Oficiul de Cadastru și Publicitatea Imobiliară Olt. Pe teritoriul orașului Piatra Olt, culoarul de expropriere conține un număr de 85 de proprietăți, care sunt toate cu carte funciară, fiind cuprinse în programul de înregistrare sistematică. Județul Olt este traversat de tronsonul 2 al șoselei de mare viteză care va lega Craiova de Pitești prin Slatina. Această porțiune va fi construită de asocierea de firme românești SANP Construct SRL, Spedition UMB SRL, Technostrade SRL, Consitrans SRL. Aceasta are o lungime de 39,85 de kilometri și traversează teritoriile administrative ale următoarelor localități: Balș, Bârza, Piatra Olt, Slătioara, Milcov, Slatina și Valea Mare. Potrivit contractului, proiectarea și execuția lucrărilor vor dura cel mult 36 de luni.